Revin cu filmare de la stupul care am eu grijă de el aici. Ia uite, eu venit să-mi pregăti cu o tăbliță de asta pentru șoareci, dar vă, că are el aici. Ia să vedem. Uite că are chestia asta așa. Ok, bine. Ați găsit brichetă? A, e bine, da. Știți că i-am pus aici ieri atunci. Am mâncat tot. Lins. Ia să vedem. Nu știu cât să vedem filmarea, că bate soarele. Mă, frumoaselor, mă, vine iarna. Voi ce faceți aici? Duceți voi bine sau nu duceți bine? Tratamentul. Haide-mi noi. Eu aici nu vin când vreau, decât când mă cheamă. Ia uite ce aici. Așa. Ați găsit miere? O să văd acum dacă are suficient acolo, dacă nu... Știți ce o să mai trebuiască? O să pun eu o cârpă deasupra, un tricou vechi, ceva, dacă aveți, da? Să vedem noi ce găsim înăuntru, că acum trebuie să filmez cu o mână, că nu are cine să filmeze. De altă văd că nu am. Folosesc și eu cuțitul ăsta. A, uite de alta aici. L-am lăsat eu atunci ca să o lingă. Ia. Uite ce poate să facă un roi neajutat. Adică l-am ajutat normal cu nițică miere, l-am ajutat. Astea-s rame care i le-am lăsat eu atunci după diafragmă. Deci, 1, 2, 3, 4, 5 rame. Și acum vedem ce rămâne. Afară sunt vreo 16-17 grade. Suntem în luna octombrie. Ia. Trei albine aici. Ce să facă, mă, frate? Nu, tupul ne-a ajutat. Mai greu să dea înainte. N-am nici masca la mine și mă băzie una. Stați, mă, cu minsc. Ah, trebuie să mă luați de nas acum că... Miere pe care aici. Eu am adus și tricoul ăsta și protocol, dar eu nu tricoul pune protocol. Da, cred că e bine, e bine. Da, bine că am puține. Puținele, da. Puține albine? Auziți, nu știu, a avut aici, a pus niște neoane aici pe terasă. Și se ducea la lumină. Și se ducea la lumină și o dimineață când veneam, găseam pe terasă și pe pervaz numai albine moarte. O fi ceva anti-insecte, ceva, un neon de ăsta? Nu, se duceau la lumină și rămâneau acolo, dar de obicei se duc albinele mai bătrâne, care oricum alea mureau. Și eu pățesc acasă așa, deci se mai ducă. Pe pervaz, multe
mers și pe jos, pe lângă, pe lângă, pe direcție verticale jos. M-am gândit că din cauza l-am văzut că unul dintre ele are o lumină mai galben, așa mai... Nu, no, să duc, așa fac seara, să duc la lumină, da. Trebuia să aprind eu să fac nițel fum, dar nu știu cu ce. Sau un carton, îi dau eu foc, că m-a înțepat câteva și... Ce aveți acum? Avem niște bucuri în vârjina aia, așa. A, da? Dar aveai și afumătoare, dar nu știu unde fi. Nu e nevoie, dacă tu aprinde-o puțin așa. Că nu mi-am luat nici masca și... Vă dau mască de aici, da. Uite, aveți mască? Da. Că trebuie să mă duc la niște birouri și... Mă duc cu ochii umflați acolo. Trebuie să vând niște miere. Dacă mi-a dat un putregă aici... Acum aprinde costumul cu o mână asta. A, aveți o mască acolo. De cât masca, nu un costum. Da, uitați că e printă super mod de ăsta. S-o desfac. Ce m-a prins bătul de chibri cu o mână. Gata, lăsați acolo. Mamă, și mă fum acum. Așa, le-am potolit puțin. Băi, ce greu să lucrează cu mâna, mă. Astea-s propolizate. Deci, mâncare are destul. Uitați câtă miere și-a adunat. Se vede acolo? Eu n-am mai umblat la el. Hai de mine. Și-a adunat. Deci asta rămâne aici. Să știți că mierea are destulă. Da. Da. Eu mă gândeam că nu o să aibă, dar și-a adunat. Are destulă. Două rame. Treia ramă. Și pe a treia ramă are. Are destul. Trebuie că l-aș mai strânge. Ia să vedem. Da, pe asta e o scutură. Dacă pun pauză. Așa, ce am făcut? Că nu puteam cu o mână. L-am restrâns pe trei rame. L-am tras pe centru. Diafragma stânga-dreapta. Spre surprinderea mea, mierea are destulă. Am pus aici niște bețișoare pe partea de față, de obicei unde face ghemul. Să... Asta le pun totuși mai așa. Poate să corespundă albina după ramă pe alta. Uite așa. Acum o să pun o cârpă. Ia ce cârpă mi-a adus. O sop. He, o sop le punem. E prea mare asta. Nu? Ia să văd eu cum pun. Deci am pus prosopul în felul ăsta. Eu nu o să mai trec pe ăla, el poate până în februarie sau martie. I-am lăsat aici pe față, până la umerașii ăștia, deci cam un centimetru. Să aibă puțin aerisire, pe timp de iarnă, pe spate la fel. Eu nu sunt lângă el și nu știu, dacă face condens, mai bine așa. Puțin aerisire. Urmează să pun podișorul. Mă uit că n-are erisire în el deloc. Ce-i fac eu asta? Ce-i fac eu? Pădișorul ăsta, nu știu.
aerisire. Să-l decupez eu puțin, cred că aia trebuie să fac. Am de, să-l decupez eu. Gata, l-am decupat eu puțin cu cuțitul. Trebuie să-l aducem. Tot decupătura așa. Acum o să le fac un varachet. Să bag eu și diafragmele alea să fie băgate înăuntru. Bă, dar nu-i cu minte deloc albina asta, iau ce iese pe aici. Asta e nație de aia care am și eu. Dă fuge așa prin cutie. Deci uite, eu l-am strâns pe ramele astea. Iar el... Ce are mai lungă diafragma asta? Na, că tot m-a luat de ochi una. Băi, și trebuie să mă duc la niște birouri să... Duc niște miere și m-a luat de ochi. Mă arăt albine. Direct de ploapă m-a luat. Hai, pleacă de aici, tot după mine vii. Nu știu dacă am spus acum. Ce face ochiul acum cât ceapă? Pleacă de aici, dușmancu, tot după mine ești. Nu știu dacă am scos acum. Mai fat. Chiar de ploapă m-a luat. Mă duc cu ochiul umflat. Păi cam atât. Deci, apoi am pus momentan o folie. I-am dat varachet. Am aprins acum un fitil acolo. Am pus buretele. 20 de minute îl las așa. După care îi iau folia. Podișorul, v-am arătat că i-am făcut aici o fantă de aerisire. O să-i pun, o să împing gratia asta de șoarece, ca să nu intre șoarecinii. Și ei vrea să-l mute din locul ăsta, că e chiar în fața aici unde are ei gretarul, ce mai au ei aici. Și i-am spus că prin noiembrie, când nu mai zboară deloc albina, poate să-l ia să-l ducă în grădină, undeva pe acolo. Și într-adevăr, prin ianuarie când, sau februarie, când face zbor de curățire, el e posibil să vină pe aici câteva albine, dar asta e. A zis că vrea să nu mai fie aici, că îi mai înțeapă, îi mai... Cam asta e. Cam atâta cu stupul nostru. Deci un roișor care, uite, și-a adunat mierea. Eu prea puține am dat. Vă puteți uita la filmulețele care au fost. O ramă deja, o ramă nouă, i-am dat-o de adus-o în casă, să o consume ei. Iar rama asta, se vede, uite, o ramă care am scos-o, uite câtă mâncare mai avea pe aia. Deci după mine, eu cred că i-am dat câtă miere pe rama asta, un kil jumate. Hai, 2 kg de miere, cred că i-am dat eu, de 2 ori când am venit la el. Și el acum, în interior, cred că are pe alea 3 rame câte 2 kg, 6 kg. Am mai luat în casă vreo 2, 8 kg. Și cu... Asta de aici, vreun kil jumate, 9 kg jumate, zi 9 kg. Deci 9 kg de miere în total. Iar eu să zic că i-am dat, hai să zic că i-am dat 3 kg eu. Da? Deci vreo 6 și le-a adunat el plus ce a consumat. Deci un roi, ce mai vrei. Și a adunat mâncărica, e foarte bine. Rama asta, zic, s-o pună la rezervă să o dăm în primăvară, când extindem cuibul să îi dăm cu rama asta. Și cam atât. O să-l mai filmez dacă mai mă cheamă în luna martie. Până atunci rămâne așa. Repet, o să iau folia, da? Deci nu rămâne folia acolo. Cam atât. Sănătate și numai bine.